Bună, Alina! Bună! Știm că ești mai nouă în AGLT, dar am vrea să știm puțin despre părerea ta în legătură cu această organizație. Dacă ne dai voie. Într-un cuvânt, spune-ne, te rog, ce este AGLT pentru tine? AGLT pentru mine personal, nu foarte mult pentru că sunt nouă, dar ca o vedere din afară, este o organizație cu niște tineri minunați care fac activități pentru multe persoane foarte plăcute, pentru părinți un ajutor real și în același timp este un mod de dezvoltare personală foarte mare. Oh. De ce AGLT? De ce nu? Okay. Spune, te rog, deși ești de puțin timp în AGLT, o întâmplare haioasă? O întâmplare haioasă. Eram în tabăra SPEA, anul trecut, și unul dintre trainerii SPEA spunea Radu Saldeaua de pe pat. Și a trebuit să dorm pe placajul de pe pat. A fost o experiență plăcută pentru că nu mi s-a mai întâmplat niciodată să facă cineva glume. Ok. Spune-mi, cum vezi tu AGLT-ul peste 10 ani? AGLT-ul peste 10 ani vreau să cred că va fi cel puțin jumătate cât este acum cazul, să aibă cel puțin 1000 de voluntari în toată țara care să fie activi și să facă cel puțin 10 tabere pentru copii cu dizabilități în toată România. Ce crezi că este cel mai dificil în a fi voluntar în AGLT? Cel mai dificil? Cred că dificil este un cuvânt foarte bun, pentru că din cât am cunoscut voluntarii, ei sunt foarte implicați în ceea ce fac. Dificil ar fi pentru cei care sunt studenți să se implice mai mult decât atât. Cu ce te-a ajutat pe tine personal la AGLT-ul? Ce influență a avut asupra ta? Am învățat cum să privesc mai bine persoanele cu dizabilități. Până acum credeam, poate că restul lumii, că nu pot face foarte multe lucruri, dar lucrând cu cei din AGLT am descoperit că copiii cu dizabilități pot face foarte multe lucruri, mai multe lucruri decât am putea să ne imaginăm mai vreodată. Ai renunțat la AGLT pentru altă organizație? Nu aș renunța, lucrez deja cu două organizații non-guvernamentale și am ales să fiu și în AGLT. Ce ai schimbat în AGLT? Nu cred că este ceva de schimbat, doar cred că, ca în orice loc, este loc de îmbunătățit. Un exemplu? Un exemplu. Posibilitatea unei tabere mai mari în care să se întâlnească persoane poate din țară sau amestecați mai mulți voluntari. Care este activitatea preferată din cadrul AGLT-ului? Activitatea preferată ar fi zilele de joacă cu copii cu dizabilități. Ok. Îmi poți spune cum ai intrat în AGLT? Am fost, cum am spus, anul trecut în tabăra SPEAS și văzând voluntare cât de implicați sunt și cât de minunat este să te joci cu copii cu posibilități reduse sau cu nevoi speciale, mi-am dat seama că aș putea să aduc și eu un aport la această muncă pe care o fac. Dacă ar fi să compari AGLT cu un animal, care ar fi acela? O zebră? Ce? Pentru că este sveltă și jucăușă. Dacă ar fi să compari AGLT-ul cu un cântec, care ar fi acela? Trebuie să mă gândesc la asta. Gândește-te! I like to party? De ce? Pentru că mereu am văzut o voie bună și o predispoziție pentru a face pe ceilalți să simtă bine. Un mesaj de încheiere, te rog. Sper ca până
centrele locale din România să fie cât mai mari și în următorii ani să fie cât mai multe grupuri și să reușiți să faceți cât mai mulți copii să se acasă. Mulțumim! Mulțumim!